Bă, nu știu cine sunt oamenii ăștia, nu știu cine sunt, dar aparent este cel mai bun video făcut vreodată de doi băieți într-o cadă când vine vorba de ceea ce vorbesc. Fără să își dorească, parcă sunt o memă a internetului. S-au adunat, s-au împreunat într-o cadă și au început să rostească toate clișeele care au fost rostite în ultimii 2 ani când a venit vorba de antifeminism, pro-inseleală și așa mai departe. Sunt doi băieți care încearcă să copie stilul fraților Tate, dar pe low budget, că na, atâta s-a putut. N-au nimic, n-au lumini, n-au trabucuri, n-au nimic, absolut nimic. Nici măcar bule în apă n-au, vreți să vă mint? Au luat, ce e adevărat e că au luat internetul cu asalt. Asta pare că s-a întâmplat aici. Calitatea sunetului e puțin îndoielnică, n-am ce să fac, n-au avut și ei lavaliere impermeabile, așa că iertați-i, vă rog frumos, muncim cu ce avem, da? Bun, vă salut pe toți, sunt aici alături de Dumi. Salut. Vă salut pe toți, sunt aici alături de Dumi. Și în clipul ăsta vreau să... Acum n-am mai salutat, ok. Abordăm un pic subiectul ăsta de relații, dinamica dintre bărbați și femeie, practic, și spre final, bineînțeles, să vorbim și de chestii care poate să relateze cu mai mulți dintre voi, cum ar fi partea asta de... O să relateze. A luat relate din engleză și a zis o să relateze. Super! Relația părinte-copil, nu știu, drumul spre succes și chestii de genul ăsta. Bro, mersi că ai acceptat să... Nu erau pregătiți. Și cu asta este o conversație miștoră de tot. Și aș vrea să începem prin a ne spune... Hai! Cum a fost experiența ta de a-ți găsi o femeie care simți că e aleasă, să zic așa. Că și cum ai zis că ai o relație super miștă în momentul de față. Și aș vrea să ne discuți un pic despre chestia asta. Și cum crezi că ai atras chestia asta în viața ta, știi? S-au găsit doi băieți într-o cadă care să ne vorbească despre cum unul dintre ei și-a făcut o prietenă. Un lucru total banal. Mi-am făcut o prietenă. Ăsta e un motiv de podcast. Mi-am făcut gagică chat. E motiv de... Bă, nu mi-am făcut... Wow, disperaților, stați liniștiți. Nu, zic așa. Deci când nu mai ai, îți faci gagică, faci un podcast despre asta. Iartă-mă că zic, dar sunt băieți care își fac prieteni și fete care își fac prieteni și fete care își fac prieteni și băieți care își fac prieteni. Bă, peste tot! Nu e... Adică nu cred că este un motiv de podcast. Iertați-mă că zic. Mai întâi trebuie să te focusezi pe tine. Dar toată lumea știe chestiile astea, că trebuie să, că trebuie să devii. Corect, aici da, într-adevăr. Întotdeauna trebuie să te focusezi pe tine și să fii mulțumit cu tine însuți, dar dacă toată lumea știe chestiile astea, de ce le mai vorbiți, că nu înțeleg. Devină ceea ce vrei, atrage ceea... Mai întâi trebuie să fii persoana pe care vrei să o atragi în viața ta. Dacă vrei o persoană de calitate, trebuie să devii o persoană de calitate. Dar toată lumea știe asta, chestii banale. Doar că în viață, eu merg pe premiza asta, în viață dacă ai excelat pe toate ariile posibile și încerci tot timpul, constant, să excelezi pe toate ariile, e imposibil să nu ajungi să ai cea mai mișto viață, din toate punctele de vedere. Exact. Nu contează că vorbim despre bani, nu contează că vorbim despre femei, nu contează că vorbim despre împlinire sufletească, de care o fi. Atunci când ajungi să excelezi pe toate ariile și ești o persoană cu o inimă pură, o să ajungi să ai o viață de care... O viață la care toată lumea aspiră. Pur și simplu. E foarte simplu. El n-a ajuns încă acolo. Stați puțin, el nu a ajuns. Stați, nu fiți răutăcioși. El nu a ajuns încă acolo, dar va ajunge pentru că el în mod constant încearcă să exceleze pe toate ariile posibile. Nu fiți răi. Stați puțin. El a spus chestia asta într-un sens de încurajare. Hai că putem cu toții să facem asta. Sper că nu ne spune că el a ajuns acolo deja. Da, și majoritatea oamenilor nu știu, trăiesc în bula lor, habar n-au care-i treaba cu viața. Adică putem să vorbim despre relații, că e un... Stai puțin, dar nu era toată lumea știe asta? Mai devreme n-a zis mă că toată lumea știe asta, dintr-o dată unii oameni trăiesc în bula lor și nu știu despre viață? Pe cum vine asta? Ori știu, ori nu mai știu, că nu mai înțeleg. Subiect foarte tabu, dar același principiu se aplică în toate chestiile din viață. Majoritatea oamenilor au impresia că... Nu, au foarte multe preconcepții greșite despre relații. Aha. Preconcepții care acum 20 de ani erau total invers. Adică un om poate acum noi, de exemplu, eu vorbesc pe internet despre cum un om nu poate să aibă, o fată nu poate să aibă prieteni băieți, de exemplu. Nu, în podcastul ăsta o să intrăm, o să vă spunem
De ce nu ar trebui să aibă nici prietene fete? Pentru că suntem... Bă, să nu mai... Deci gagica mea să nu mai aibă prieteni. Gata, s-a terminat. Gagica mea mă are pe mine și atâta. Nu prieteni băieți, nu prieteni femei, că eu ce mai sunt? Eu trebuie să mă asigur că nu există niciun fel de potențială intervenție în relația noastră. Cum să mă asigur că acest lucru nu se va întâmpla dacă ea are prietene sau prieteni? Păi dar ce e asta, bă, băiatule? Ea pe mine mă întreabă, eu îi răspund. La mine vine, eu îi dau. Că pe mine. Deci are voie prieteni doar animale de companie? Negociem. Negociem și acolo, nu chiar așa. Long format. În short format, evident, spunem totul mai controversat. Pentru lumea care nu cunoaște, care nu mă cunoaște... Pentru lumea care nu te cunoaște, bă, dar e cunoscut? Bă, stați puțin, poate, nu știam. Deci lumea care nu-l cunoaște, păi ai 1523 de followeri, prietene drag. Mai ușor zici lumea care mă cunoaște, că te mă gândeam, nu știu, să fie cineva, să fie un ăsta, un om influencer, un influencer, habar n-am. Cineva care are câteva sute de mii de oameni, care, na, are totuși un engagement... Încearcă să se adreseze și lumii care nu-l cunoaște, dar pe tine nu te știe nimeni, iartă-mă că zic. Uite că aici are 2000 de followeri, aici 2800, chiar mai mult ca mine, deci gata, nu mai își permite. Eu mă bazez pe hate, da? Eu din asta trăiesc, eu trăiesc din hate, eu mă hrănesc cu hate-ul de la oameni și vorbesc foarte multe chestii în short format care sunt interpretate greșit inițial. Doar că dacă stai să asculți mai multe sau asculți long format-ul, cum o să vorbim astăzi, ajungi să-ți dai seama de toată imaginea de ansamblu, că asta e problema. Oamenii ar trebui să înțeleagă imaginea de ansamblu, dacă vor să facă după, dacă ai înțeles imaginea de ansamblu, după o să poți face analogii în alte chestii și o să înțelegi absolut toate chestiile din viață. Exact. E vorba de mai multe chestii, nu e doar vorba de relații. Deci, pe scurt, dacă înțelegi un concept, o să se aplice în toate chestiile posibile din viață. Nu contează că e despre relații, nu contează că e despre bani, nu contează, sunt aceleași principii. Viața e... Deci, ca să înțelegeți, dacă învățați principiul de cum să faceți beșamelul în mod corect, că e tehnica acolo, ce sunt principii gastronomice care trebuie să respectate. Nu faci beșamelul așa de capul tău, îl faci într-un anumit fel. Ei, dacă ați învățat să faceți beșamelul, acest principiu poate fi folosit oriunde și o să înțelegeți să faceți analogii și o să înțelegeți lucrurile pe ansamblu. Ne-am înțeles? Ce vibe de frații Tate dacă ar fi din The Bullen, da, da, da. Probabil unii dintre voi ne-ați idolatrizat, să spunem. Ce? În principiu, viața e foarte simplă, e ciclică. Și... Viața e ciclică? Cum adică viața e ciclică? Cum dracu să fie ciclică? Adică după ce mor, mă nasc chiar? Eu credeam că gata, mor, m-am dus. Nu e liniară viața, cum să fie ciclică? Și încă ceva aș spune, să nu vă luați, chit că acum probabil unii dintre voi ne-ați idolatrizat, să spunem. Unii dintre noi v-am idolatriza? Idolatriza? Băi, eu v-am spus, în România nu mai există idoli. În România nu mai există idol chat și din cauza asta e foarte ușor să ajungi să idolatrizezi un om. Dar chiar și așa? Pe ei? Ai de capul și de zilele mele. Nu ascultați oameni tineri pe internet, pentru că habar n-avem. Noi nu știm acum, cu siguranță, poate suntem peste majoritatea oamenilor de vârsta noastră și așa este. Bă, măcar setează nivelul. Asta e de apreciat. Adică ei spun, bă, noi o să vorbim aici o oră, dar noi o să vorbim prostii. Nu ne luați în seamă. Cinstit, cinstit, chat. Doar că încă nu știm, noi nu știm mai nimic. Suntem peste majoritatea de vârsta noastră, dar nu știm mai nimic. Suntem vai de capul nostru. Noi explorăm viața, abia am ajuns și noi. Am ajuns și noi să avem câteva win-uri, am învățat niște chestii și acum încercăm să ajutăm și alți oameni. Dar nu luați de-a gata tot ceea ce spunem noi. Trebuie să înțelegeți imaginea de ansamblu și abia apoi o să puteți să extrapolați mai departe tot ceea ce vorbim noi și o să puteți să faceți analogii și o să înțelegeți absolut tot ce înseamnă viață. Bă, totuși, știu două cuvinte. Extrapolare și analogie. Adică, hai să fim serioși, Donca nu știe ce înseamnă cuvintele astea. Și Donca e scriitor? Adică Donca nu știe ce este aia o analogie. Că știți că ne-am uitat la un video și nu știa, nu, era pierdut. Totuși, hai să le dăm cezarilor ceea cezarilor, da? Nu trebuie să iei niciodată orice informație. Asta e o paranteză, dar niciodată nu trebuie să iei de gata informația. Mm-hmm. Trebuie să o treci mai întâi prin filtru inteligenței tale și abia apoi vezi ce concluzii tragi. Pentru că eu îți spun, de exemplu, că prietena ta nu are voie să aibă prieten băieți, da? Să spunem că, un exemplu, să spunem că ai un prieten gay. Mm. Un prieten gay, să spunem că e ok. Să spunem.
Ok, deci se spune că prietenul gay e ok. Ok, de ce e ok prietenul gay? Să aibă, la prima vedere, ca că e gay. Pentru că eu vorbesc despre faptul cum o fată nu poate să aibă prieteni băieți, pentru că băieții vor alte chestii și așa, dar dacă e gay nu mai vreau, nu mai vor chestiile respective. Dar totodată... Aceeași frică de altul la gagică mea. Dă altul la gagică mea, că cine știe, poate o influențează, poate îi zice lucruri, poate îi arată că e o persoană mai bună decât mine și nu se știe niciodată. Plus că eu nu mi-am luat o prietenă pentru că am încredere că este persoana potrivită pentru mine și eu sunt persoana potrivită pentru ea. Nu. Eu mi-am luat o prietenă pe care să o izolez de restul lumii și să mă asigur că nu există nicio șansă să vadă că în lumea asta există oameni care se pot comporta mult mai ok cu ea decât mă comport eu. Și atunci evident că n-are voie să aibă prieteni. Dar gay e ok, că atunci ăla măcar nu mi-o fură. Da, ăla poate oare să-i spună, băi, gingirica, vezi că ăsta nu prea se comportă ok cu tine și s-ar putea, poate ar fi mai bine, de fapt, să te mai uiți și în alte părți. Da, ok, ne-a zis că nici fete n-are voie prietena să aibă, alte prietene n-are voie ea să aibă, dar gay da. Probabil e și la fete îngrijorat de faptul că să dau alea la ea sau de ce, că nu înțeleg. Poate aflăm. Dacă băiatul e gay și un ratat și o influențează... A, deci trebuie să fie și gay și un ratat. Ok, deci dacă e doar gay, nu. Dacă e gay și ratat, ok. Că nu cred că a vrut să spună că dacă e gay, automat ratat. Nu cred că a vrut să zică chestia asta. ...prost, atunci nici el nu ar trebui să fie prieten cu ea. Mă scuzați. Stai că nu mai înțeleg. Deci trebuie să fie gay, dar gay bun. Nu să fie gay ratat. Ok, am înțeles. Chiar dacă e gay. Și la fel și cu prietenele. O fată nu poate să asculte de mai mulți oameni în același timp. Dacă ai un bărbat pe care, da, e foarte important, trebuie să te respecte. Nu duce capul pe fată să... Ea nu poate să filtreze informații din mai multe părți. N-are cum ea ca fată să facă treaba asta. Ea este unidimensională, unidirecțională. Deci la ea intră informația de la mine și atâta. N-are cum mai multe. Și trebuie să te idolatrizeze. Trebuie cumva tu să fii totul pentru ea. Și cum să fii tu totul pentru ea dacă în viața ei mai există și alte persoane care vor să-i arate ei ce terminat ești tu? Cum mai poate fata să te idolatrizeze pe tine? Aoleu! Odată ce ai prostit-o, evident. Odată ce ai prostit-o, că... Na. Aoleu! Toți insălii să adună pe internet zilele astea, vă jur, e ceva de... Ok, hai totuși să păstrăm o notă din asta, încercăm amuzantă la adresa acestui video. Dacă nu ești totul pentru ea, automat o să se uite la alții și o să își ia validarea și atenția pe care o vrea din alte părți. Mm-hmm. Deci tu dacă ești ceea ce trebuie... Și femeia ta te idolatrizează. În primul rând, ceea ce nu înțeleg oamenii, asta pe internet, pe short format, asta nu poate să înțeleagă oamenii. Pe short format spun doar că nu are voie să facă aia, că nu are voie să facă aia. Ghișe, o fată nu vrea să facă chestiile respective. Dacă tu ești ceea ce trebuie și... Giovat nu vrea să aibă prieteni? E scris în ADN-ul ei. Fată egal, nu vrei să ai prieteni. Bang! Și ieși în lume. Și cumva încerci să o educi și pe ea în același timp, ca să evoluați împreună. Corect. O educi și pe ea ca să evoluați împreună. Pentru că ea este needucată și are nevoie de tine. Care, bine, nici tu nu ești prea educat, cum ne-ai zis mai devreme. Tu ai învățat ceva, dar nu știi prea multe. Dar o să evoluezi și atunci o educi și pe ea. Cu ei proastă. Că dracului, cum să iei o femeie deșteaptă? Că dacă iei o femeie deșteaptă, nu poți să o educi. Și dacă nu poți să o educi, poate că se uită și în alte părți, poate că nu te mai idolatrizează, știi cum e? Nu, trebuie să te asiguri. Dar mai întâi, evident, tu trebuie să fii ceea ce... Tu trebuie să fii baza, pentru că fata vine doar să se mută în castel. Tu ai clădit castelul, exact. Ai clădit fundația, fata apoi vine și se mută în castel, ca și cum. Și mai departe încercați să evoluați împreună și să o modelezi. Asta pe internet, pe short format, o să facă, toată lumea o să sară pe mine pe chestia asta. Că fata trebuie să o modelezi, aș spune să o dresezi ca și cum, da, eu spun ca să fie mai controversat, dar gen pe bune,
Da, nu, bă, majoritatea fetelor, uite acum că tot ai zis tu că nu-ți pasă dacă sărim în aer, fii atent. Concept foarte interesant. Fetele, majoritatea fetelor, deci fii atent, majoritatea fetelor... Suntem. Chiar sunt curios cum e cu dresatul la femei. Bărbații. Așa. Sunt mai buni decât femeile în absolut toate ariile. Da. Dacă ți-arăt payslip-ul lui nevastă mea, ce ia repertoriu muzical razna? Hai să o dau așa. Bă, în absolut toate ariile bărbații sunt superiori femeilor, ne spune băiatul care stă în cadă cu un alt băiat. Hai de capul și de zilele. Marie Curie a studiat radiațiile, presupun, nu? Din câte mi-amintesc eu. În baza acelor radiații să pot face, nu e așa, radiografii când te duci la dentist. Dacă nu era Marie Curie, nu puteam avea radiografii când mergeam la dentiști și nu puteau oamenii ăștia, care, repet, sunt medici, nu doctori, nu puteau oamenii ăștia să calculeze cu exactitate cam ce implant și coroană ți-ar trebui ție. Ok, cred, pare că e memă chat, pare că totul e la memă. Hai, nu vă mai supărați așa, nu mai săriți de fund în sus, nu-i luați prea în serios. Și... mulți pe internet adaugă faptul că, de exemplu, ca să amortizeze puțin conflictul, spun că fetele sunt mai bune, de exemplu, la să aibă grijă de copii, că nu știu ce, că e maternitate, bro. Atâta? Deci femeile sunt bune să aibă grijă de copii, atâta? Sunt mai bune decât bărbații să aibă grijă de copii, dar nici acolo, că o să ne explice, probabil că nici acolo nu sunt mai bune. Probabil că acolo sunt mai bune că le lăsăm noi, că ele, vai de capul lor, sunt de fapt. Zic ceva, un bărbat capabil în toate ariile, cum un bărbat de care spuneam înainte, un bărbat deci care a excelat în toate punctele de vedere. Vorbim 0.1% bărbat. Da. Ăia sunt de fapt bărbații capabili. Crezi că ăla nu o să fie în stare să aibă grijă de un copil sau, nu știu, să nu se descurce și să fie... Cred că pot fi și unii bărbați buni să aibă grijă de copii, da. La fel cum pot și multe femei să facă lucruri pe care bărbații le fac bine. La fel de bine le pot face și femeile. De exemplu, nu știu, financial advice, habar n-am, lucruri de genul ăsta. Contabilitate, uite, spre exemplu, la mine în chat, Cristina e pe contabilitate pe asta. Eu cam prost la contabilitate, vrei să te mint? Oricum, conceptul ăsta de bărbat care să pricepe în toate ariile nu există. Că n-ai cum dracu să te pricepi în toate ariile și uitați aici două exemple clare, care nici măcar acum nu au putut explora ariile în care se pricep. Dar da, lăsând asta la o parte, sunt femei care sunt bune în anumite domenii, sunt bărbați care sunt buni în anumite domenii. Asta nu înseamnă că nu se pot intercala între ele domeniile, genurile care sunt bune pe domenii respective. Dar de ce avem problema asta? Eu nu înțeleg de ce avem această discuție în primul și în primul rând, mai ales că, bă, nu îi angajăm noi, mă refer aici la ei, mai ales. De ce îi îngrijorează pe ei atât de mult la ce sunt bune femeile și la ce sunt buni bărbații? Că nu e ca și cum au o firmă la care trebuie să angajeze pe cineva și nu e ca și cum vor avea vreodată. Că atunci ziceam, bă, dacă, nu știu, aveau o firmă de construcții și trebuiau să facă mortar la lopat, atunci mă gândeam, bă, ziceau și ei, dom'le, nu putem să angajăm femeile astea, că e muncă fizică, nu sunt neapărat cele mai bune femeile la munca fizică din cauza structurii genetice, biologice. Atunci înțelegeam. Bă, dar ce treabă ai tu? Cu care, unde, ce e bun? Că nu e ca și cum decizi tu cine pe care, unde angajează. Erau statisticile alea cu bărbații care se descurcă mai bine decât mamele singure, știi? Da, adică, da. Da, foarte multe chestii, dar da, nu intrăm foarte mult. Nu, dar nu le dăm aici. Erau undeva statisticile alea unde bărbații... Nu stau acum să vă arăt. Să vi le și aduc în evidență. Erau ăsta la altul. Da, erau, le-am văzut și eu, le-am văzut. Dar nu, acum cităm, n-are rost. Mult în d-astea că sunt generale. Bună seara, băi, colegi. Lumea nu înțelege conceptul ăsta pentru că se gândește la bărbatul average. Dar noi nu vorbim de bărbatul average, vorbim de bărbatul 0.1% din bărbați. Da. L-ați cunoscut? Sau cum e? Dar care e? Dă-ne un exemplu. L-ați întâlnit față în față, ați stat cu el zi de zi, ați văzut ce poate să facă sau care este bărbatul 0.1%? Exact. Ăla e mai bun în efectiv orice, exact cum ai zis tu. Da. Chiar și îngătit. Da, în absolut tot, bărbații sunt mai buni decât și fii atent. Ăștia n-au școală câtă vacanță între anii de studiu am eu.
Că tu recent am văzut short-ul al tău cu Biblia. Mm? Ai spus că... Bine, asta știe cam toată lumea, că femeia e făcută din coasta lui Adam, da? Dar Adam a fost făcut din pământ. Crezi că, crezi că e o coincidență că bărbatul e făcut, adică femeia e făcută din... Deci, dacă vă întrebați de ce nu trebuie să fie egalitate, este pentru că o carte de acum 1600 de ani, 1700 de ani, a povestit cum bărbatul... Sau bine, stai, că aia apare în Vechiul Testament, nu? O carte de acum 1000 de ani a zis că bărbatul a fost făcut din pământ și femeia din coasta bărbatului. Drept urmare, dacă așa scrie în cartea aia, that's it, my friends. Cu toată stima și respectul. Toată stima și respectul. Înainte de asta, cum era? Deci până la cartea aia, cum era? Până când acea carte ne-a întors mințile tuturor, cum stăteau lucrurile? Că-s curios. Din ce erau făcuți bărbații înainte de cartea aia? 2700 de ani, ok. Din coasta, adică din bărbat cumva? Adică depinde cumva de bărbat. E normal să fie așa. Și ghiți ce nu o să spună lumea? Femeia depinde de bărbat, ok. Asta nu spune lumea, e că femeile, ele vor chestia asta. Exact. Poate la prima vedere o să spună că nu e așa, că vreau să fiu independentă, că vreau să fiu liberă. Exact. Dacă ajungi să ai experiență în viață și să vezi cum stau lucrurile, nu zic să ne crezi pe cuvânt, încearcă să analizezi lucrurile. Ia încercați, bă, să analizați lucrurile. Și o să vezi că exact așa e. Majoritatea femeilor nu fac față la presiune, nu sunt făcute pentru chestii... De astea feministe, de propagă feminismul. Da, nu sunt făcute, ele nici nu vor chestia asta. Asta nu o să spună lumea, că ele nu vor. Ele nu vor, domnule, chestiile astea pe care le propagă feminismul, cum ar fi să voteze, cum ar fi să muncească, unde muncesc și bărbații, cum ar fi, nu știu, să nu trebuiască să ceară permisiunea bărbaților să facă nu știu ce lucruri total banale. Ele nu vor lucrurile astea. Ele vor, de fapt, să nu existe lucrurile astea. Dacă ai puțină experiență de viață, îți dai seama. Îmi imaginez că la un anumit moment dat în acest podcast vine măsa ăsta și le-a la bătaie. Asta ar fi o încheiere absolut apoteotică, pentru care aș plăti bani. Da, vine măsa, îi dă două palme peste scafalcă și spune trece acasă și fă-ți curat în cameră. Asta mi imaginez că se va întâmpla la un anumit moment dat. Exact, femeile care au super multă energie feminină, mereu își vor... Da, nu vreau salariu egal, vreau salariu mai mare. Un bărbat care se ocupe efectiv de tot, mm-hmm, și să ia responsabilitatea de pe umerii ei, să o pună pe umerii lor, într-un fel, știi? Exact. La mod efectiv să nu aibă, să nu trească să gândească când e în jurul bărbatului respectiv. Asta vrea cu adevărat o femeie feminină, știi? Femeia nu vrea să gândească. Ea vrea să trăiască clipa. Nu vrea să gândească. Ce rost are gânditul de capul și de zilele mele. Exact. Pentru că femeile sunt vai de capul lor. Vai de capul lor. Asta e normal. Asta e pentru Ilis. Nu, pe bune, gen. Nu pe bune, asta nu e pentru Ilis. Pe bune, okay. Femeile sunt bătute în cap, sunt vai capul lor. E, și normal să fie așa. Și acum vorbim de majoritate. Da, exact, e majoritatea. E clar că sunt anumite femei. Știi ce nu o să înțeleagă lumea din comentarii? O să vezi toată lumea că spun eu acum că femeile nu poate să conducă, o să fie unul care o să zică că nu, că femeile poate să conducă, că știu eu, că nu știu ce. Au 50 de comentarii ca popa. 50 de comentarii dabazate. Băieții ăștia nu și-au pus niciodată problema că ar putea fi proști. Ăla e top comentul. Exact asta s-au întrebat băieții. Exact asta, sau persoanele care au venit să scrie. Exact asta au vorbit prin comentarii. Că nu, că femeile pot conduce. Da, da. Fix la asta s-au gândit. Nu, că voi sunteți bătuți în cap. Dacă eu spun că un om are doi ochi, mm, și tu vii și spui că a, nu, că sunt și oameni care se nasc cu un ochi, ai o excepție, nu dovedește regula. Mm. Aia este o excepție. Tu trebuie să înțelegi că noi acum ce vorbim, este da, aplică în general. Vorbim în general. Au făcut metastudiu, chat. Au făcut metastudiu. Au mers, au verificat, au analizat, au implementat, au observat, au notat și apoi au creat un studiu pe care vi-l prezintă vouă din cădiță. Generalizăm. Exact. Și excepțiile alea sunt atât de rare încât nu ai cum să le iei în calcul. Să le iei în calcul, exact. No. Ne vorbim de majorități, adică dau un exemplu, dacă 51% din femei nu sunt bune cu partea de leadership, ok. Asta înseamnă că pe total
Femeile nu sunt atât de bune exact. Pe ele și ca bărbații. Dacă bărbații... Cum adică per total? Păi ori 51% ori per total. N-ai fost la matematică, este? Cum adică... Păi 51% nu e 100%, îmi pare rău să zic, măi omule drag. Cum 51% înseamnă per total? 51% e majoritatea, nu per total. Bărbații sunt 70%, dau un exemplu. Exact, și acum pentru oameni ca să înțeleagă chestia asta, că putem... Păi stai puțin, dai un exemplu sau ai analizat lucrul ăsta? Acum dai doar exemple, nu e sigur? Că nu știu, nu știu, nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg nimic. Evident, chat, nu există niciun fel de statistică de genul ăsta în care femeile sau 51% dintre femei nu sunt bune în roluri de leadership. There isn't such a study. Dar chiar dacă ar fi, chiar dacă ar fi și dacă și ar sta statistic vorbind lucrurile, nu înseamnă că per total femeile nu sunt bune la management, la leadership. Să intrăm foarte mult în rabbit hole. E biologic. Chestia asta e biologică, pur și simplu. De ce? Gândești? Păi da, ne-a zis, femeile sunt proaste biologic, am înțeles, treceți mai departe. Femeile ce făceau? Și, mamă, fii atent, un tovarăș de-a meu a... Au pornit bulele, bă! Stați așa, că mi-au... Bă, cred că m-au auzit. Au și bule. Am abordat cu el subiectul ăsta și spunea că mișcarea asta feministă... Așa. Suntem toată lumea responsabilă de ea, pentru că gândește-te de fapt. Atenție, deci a abordat cu un prieten, cu un prieten de-ai lui, a abordat... problema mișcării feministe. Deci probabil era un altă cădiță când au făcut treaba asta și a zis, băi, ia hai mă să vorbim, că mă duc în podcastul ăsta în cădiță, hai să facem aici un prepare la ceea ce voi discuta acolo, hai să vorbim puțin despre problema asta feministă. Hai să vedem ce au discutat. Femeile de mici, adică, na, fetele, sunt indoctrinate de mici ce să facă? Exact. Să se joace cu păpuși, să au jucării gen, au aragaze mici, chestii de genul. Da. Sunt cumva indoctrinate de mici și poate asta influențează. Îndoctrinate, nu indoctrinate, îndoctrinate, da, bun, hai. Înțează cumva și pe viitor chestia, alegerile lor și mai departe da. Viitorul, dar da. Nu o să știm, nu știm momentan ce o să se întâmple pe viitor cu femeile și poate o să ajungă să aibă și ele calități de leadership și chestii de genul. Momentan, o femeie, din cauza evoluționismului, este așa o femeie, pentru că... Stai mă, frățioare, stai puțin, că aici o dăm rangleau. Păi tu nu erai cu femeia scoasă din coasta lui Adam? Acum ne vorbești despre evoluționism? Vezi, prietene, că ți-ai încurcat ideile în cap. Una este creaționismul, alta este evoluționismul. Dacă crezi în creaționism, și-s fain, nu ne vorbi și de evoluționism. Astea două să bag cap în cap, adică evoluționismul spune că nu există creaționismul. Hotărăște-te, te rog frumos, că nu mai înțeleg nimica, o iau razna. La cine, efectiv? Toate femeile alea mișto, care știu să fie... Gen în energia feminină și tot, știi? Să-și pună, să dea status bărbatului de lângă ei, să chestii de genul, știi? Da. Toate femeile alea nu sunt așa niciodată din timpul lor să iasă în online și să facă ce? Că să ieși în online și să faci cont de și astea are legătură cu partea de masculinitate, știi? Că vrei să-ți crești statusul, să etc. Exact. Leadership, știi? Exact. În momentul în care tu dai sfatul ca femeie, ești energia masculină într-un fel. Corect. Se pare. Corect, și nu neapărat un lucru negativ, doar că nu... chestiile astea momentan direct nu sunt un lucru negativ, doar că sunt consecințe și se creează efectul ăla compus și ajung să se întâmple anumite chestii. Efectul compus! Efectul de dobândă compusă să creați! Să creează efectul de dobândă compusă și la femei! L-au citit pe Iancu Guda, da? Pentru că majoritatea este făcută din oameni proști, care nu știu să calibreze lucrurile. Corect. Și automat se întâmplă anumite chestii. Și deci, legat de ce spuneam înainte, cum că bărbații sunt mai buni decât femeile, mai toate domeniile, nu e chestie, nu o spunem noi că suntem misogini frustrați. Deci nu o spun ei că sunt misogini frustrați, hai să vedem cine o spune. O spune realitatea, gândește-te, ai spus de Kardashian și așa. Majoritatea femeilor care au ajuns să aibă un statut financiar, cum au obținut statutul ăla? Prin OnlyFans sau prin chestii, nu știu, sex work, de exemplu. Da. Gândește-te, majoritatea femeilor... Majoritatea femeilor, ok, da. Păi poate majoritatea femeilor pe care le cunoști tu. Nu că dacă te duci să faci OnlyFans ar fi ceva atâta timp cât plătești taxe, cât nu păcălești oameni că te măriți cu ei și le iei banii, nu e nimic greșit în a face OnlyFans. Dar poate că alea sunt majoritatea femeilor de succes de care ai auzit tu.
Deci, conform acestui articol, 70%, deci ăsta este un articol din 2024 care vorbește despre content creatorii de pe OnlyFans, da? Deci 70% dintre content creatorii de pe OnlyFans sunt femei. Bun, și acum putem să aflăm mai departe, în momentul de față, pe OnlyFans. Bine, în 2021, da, na, poate au mai crescut lucrurile. Deși nu știu cât de mult a mai crescut, că și OnlyFans-ul ăsta s-a cam plafonat în ultimii ani. Dar uite, în 2021 erau 2.1 milioane de content creator pe OnlyFans. Asta înseamnă undeva la 1,5 milioane cu indulgență de femei. Atenție! Din ăla 1,5 milioane, doar vreo 1% fac bani. Pă bune, știți că ne-am mai uitat la statistici de genul. Deci 15, hai să zicem 20.000 cu indulgență. 20.000 de femei sunt foarte bine financiar din cauza datorită OnlyFans-ului. Iartă-mă să te anunț, dar pe pământul ăsta sunt vreo 4 miliarde de femei, cu tot respectul. Și sunt multe femei care chiar sunt cunoscute în domeniile lor, într-adevăr. Domenii la care tu probabil n-ai avut acces. Începând de la habar n-am. Premiante Nobel, mergând la CEO-uri de mari companii. Uite, spre exemplu, poți să faci așa, să cauți asta. Women CEOs 2024. Și uite. Uite, spre exemplu, sunt absolut sigur că ai auzit de Ford. Da? Ford. Sau General Motors. CEO-ul de la Ford, o femeie. Bine, și poți verifica. Adică poți verifica foarte ușor. Uite, intri pe unde asta și vezi aici, uite. 50 women CEOs slaying it in 2021. Okay. Updatat, probabil. Fii atent, uite, poți să intri aici și să vezi câte persoane sunt, câte femei sunt CEOs la tot soiul de mari companii din lumea asta. Uite, femeile astea nu sunt persoane care au ajuns cunoscute în domeniile lor practicând prostituția sau fiind modele de OnlyFans. Și la fel ca femeile astea, acum noi am căutat doar CEOs, dar putem să căutăm mari doctori. Putem să căutăm orice, putem să căutăm sincer. Și o să vezi de câte femei poți da. Totul este doar să cauți și să nu ai o minte din asta uniformă la nivel de inexistență a circumvoluțiunilor și nici o privire asupra lucrurilor unidimensională și unidirecțională. Asta e tot ce trebuie să faci. Nu e vorba despre bani. Nu. Sunt foarte multe. Okay. Banii, deci, înseamnă efectiv poate doar 15%. Banii nu sunt deloc importanți. Aoleu! Cine vă spune că banii nu sunt importanți într-o relație, vă minte. Da, vă minte grav. Da, cu siguranță banii nu sunt totul într-o relație. Dar, din nefericire, trăim într-o societate în care banii sunt importanți. Asta înseamnă că în interiorul cuplului, automat banii vor fi importanți. Pentru că fără bani nu poți face lucrurile pe care ți le dorești. Fără bani nu poți să îți iei vacanța pe care ți-o dorești, timpul ăla liber de care ai nevoie, pe care să ți-l petreci unde trebuie să ți-l petreci. Fără bani nu poți să plătești facturile, nu poți să mănânci, nu poți asta. Deci banii sunt importanți într-o relație. Dar este important ca într-o relație partenerii să aducă un plus în mod echitabil. Într-adevăr, sunt și cupluri în care doar bărbatul muncește și femeia stă acasă, sau invers, sunt cupluri în care doar femeia muncește și bărbatul stă acasă, dar sigur că omul care sau persoana care stă acasă face alte chestii, astfel încât cel mai probabil să compenseze ca lucrurile să funcționeze. Dar fără bani, o relație nu o să dureze, pentru că fără bani apar frustrări. Și frustrările de obicei se transmit asupra persoanei de lângă. Nu există că banii nu sunt importanți într-o relație. N-ai ce să faci fără bani.